Bună tuturor! Aș vrea să le spun un bun venit colegilor mei proaspăt reveniți de la Bruxelles, cu rezultate despre care și eu sunt nerăbdătoare să aud. Și am să introduc pe rând. Primul ne va vorbi Igor Munteanu, președintele CUB, urmat de colegii săi Igor Clipi, secretarul general, Lucia Spoială, președinta Organizației de Femei, și Cezara Budu, reprezentant CUB Junior și ofițer de relații internaționale. Le spun bun venit alături de mine! Bună dimineața! Suntem bucuroși să vă vedem la sediul Partidului Coaliției pentru Unitate și Bunăstare. Aș vrea să spun că astăzi vom face bilanțul unei vizite la Bruxelles. Este prima vizită politică pe care am efectuat-o într-o componență, într-o delegație reprezentativă pentru partidul nostru și, evident, rezultatele acestei vizite sunt importante pentru toți susținătorii, pentru aderență și pentru cei care vor veni în timp scurt la partidul nostru. Deci, cele mai importante mize ale acestei vizite sunt, în primul rând, vizitarea familiei politice care ne reprezintă. Este vorba de ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților Europeni. Și, pe lângă ei, evident că am avut o serie întreagă de întâlniri politice cu partidele parlamentare din Parlamentul European, cu grupuri politice, cu deputați din țările membre ale Uniunii Europene. De asemenea, am vizitat o serie de fundații liberale, despre care vom vorbi, Cartierul General NATO și Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene. O să le luăm pe rând, pentru ca să vă spunem în câteva cuvinte care este această valoare adăugată a primei vizite a coaliției noastre. În primul rând, am fost bucuroși să participăm la primele consultări ce țin de manifestul liberal ALDE. Este vorba de documentul cel mai important al liberalilor europeni, care se pregătește în acest moment sub aspect conceptual și va fi, de fapt, busola de acțiune a liberalilor pentru alegerile care vin în 2024. Vom fi foarte bucuroși să participăm la acest proces de întărire și solidificare a, eu știu, a priorităților liberale pe continentul european. Să nu uităm de faptul că Uniunea Europeană a apărut într-un sistem bipolar, într-un sistem în care Uniunea Europeană reprezenta spațiul în care găseam bunăstare și securitate. Lucrurile s-au schimbat. Lucrurile au generat foarte multe competiții regionale. Au apărut asemenea fenomene ca o agresiune militară asupra unui stat suveran, respectiv cam tot ce se întâmplă în acest moment schimbă configurația de securitate și orizonturile spre care se îndreaptă Uniunea Europeană. Cum va arăta Uniunea Europeană în 2030? Care sunt resorturile prin care, evident, Uniunea Europeană va oferi răspunsuri mai bune provocărilor cu care se întâlnește și, evident, cum va rezista această Uniunea Europeană? Exact răspunsuri la întrebările pe care încerc să le formulez acum, le-am discutat pe larg și la Bruxelles în relație cu prietenii noștri din ALDE, din secretariat și din grupurile politice ale Parlamentului European. A doua chestiune și poate cea mai practică, din, așa cu valoare imediată, este legată de negocierile pe care le-am purtat la secretariatul general ALDE în privința aderării noastre instituționale a CUB-ului la familia ALDE Renew. Și ne-am întâlnit cu președintele ALDE, Ilhan Küçük, cu secretarul general Dietrich de Schetzen, cu Andrew Burgess, cu Mircea Sărdin, care ne-au anunțat ieri despre decizia pe care au luat-o în cadrul Consiliului Politic al ALDE de a ne sprijini la congresul care urmează la în a doua jumătate a lunii mai și prin care CUB va deveni membru cu drepturi depline a familiei liberale ALDE. Este cea mai importantă veste pe care putem să o dăm tuturor susținătorilor noștri și ne bucurăm nespus de faptul că vom avea cu siguranță succes și vom avea o recunoaștere europeană asupra aspirațiilor pe care le avem în cadrul acestui partid. Următorul pas este, fără îndoială, votul în Congresul de la Stockholm,
acolo unde ALDE va lua decizii importante în zilele de 24-26 mai și în care noi vom participa după asta cu drepturi depline. De asemenea, trebuie să spunem că concomitent cu parcursul de intrare în ALDE, am apelat totodată și la alte două componente importante ale familiei liberale europene. În primul rând este vorba de aderarea la ELF. ELF este Forumul Liberal European, este o constelație de organizații care sprijină intelectual și efectiv aspirațiile și temele de lucru prin care liberalii se disting de alte grupuri politice, cum sunt conservatorii, cum sunt socialiștii, cum sunt creștini democrații. Și evident sunt ideile care vor marca și parcursul nostru în continuare, pentru că noi vrem să facem o prezență semnificativă, solidă a gândirii liberale asupra politicilor publice, asupra opțiunilor de securitate, asupra felului în care societatea și cetățenii de Republica Moldova trebuie să-și găsească mai multă bunăstare și unitate în Republica Moldova. Am primit asigurări din partea ELF-ului, acolo unde ne-am întâlnit cu domnul Antonios Nestoras, este vorba de director executiv interimar, și acolo unde până în acest moment sunt afiliate 51 de organizații din toată Europa. Noi vom avea asociații care se vor conecta la ELF și vor aduce o valoare adăugată procesului de integrare în spațiul european. La fel aș dori să spun în câteva cuvinte despre importanța deosebită pe care noi o vedem în apropiere de LIMEC. Este vorba de o organizație pan-europeană a tinerilor și la acest segment aș dori să spun în două cuvinte Cezara Budu, vicepreședintele organizației tinerilor CUP. Cezar, vă rog. Bună ziua tuturor! La Bruxelles era inițial cam frig, de asta am reușit și să răcim. Dar pot să confirm tot ce a spus domnul Igor până acum. Una dintre succesele principale pe care am reușit să le dobândim săptămâna aceasta a fost, într-adevăr, stabilirea bazei și conexiunii cu Organizația Tinerilor Liberali Europeni, care se numește LIMEC, este Organizația de Tineret al ALDE și Organizația Reprezentativă de Tineret al grupului Renew din Parlamentul European. Săptămâna aceasta, după cum am spus, am stabilit baza pentru conexiunea noastră, urmează să pregătim dosarul, iar până la sfârșitul săptămânii viitoare vom transmite dosarul nostru completat, după care vom avea două luni în care vom elabora cu diferite partide, organizații de tineret ale partidelor politice ce fac parte din LIMEC, întrucât LIMEC este o organizație extrem de complexă, are peste 60 de membri, ca organizații, dar ca membri individuali are peste 150.000 de tineri ce se simt liberi, tineri europeni. De aceea, în următoarele două luni, noi, CUP Junior, vom elabora, ne vom prezenta diferitor organizații de tineret ale partidelor politice europene, iar apoi, la începutul lunii mai, vom participa la Congresul LIMEC, acolo unde va fi dat votul și răspunsuri partenerilor noștri și acolo unde vom reuși să devenim membri asociați. Întrucât aderarea la LIMEC este puțin mai diferită față de aderarea la ALDE, mai întâi noi ca CUP Junior vom deveni membri asociați, după care urmează să ne cunoaștem mult mai bine cu toți colegii noștri, urmează să participăm la evenimentele lor și împreună să participăm la dezvoltarea ideii liberale în Europa, dar și să-i ajutăm pe colegii noștri de acasă să conștientizeze mai bine ce înseamnă implicarea tinerilor în politică, iar aproximativ după un an vom deveni și noi membri cu drepturi depline al LIMEC, ceea ce ne va asigura nouă ca CUP Junior și tuturor tinerilor ce se simt liberi din Republica Moldova, dar și din Europa, ne va asigura dreptul de a pune problemele noastre și necesitățile noastre într-adevăr pe agenda liberală. Acest pas este unul foarte important și ne bucurăm foarte mult să devenim parte, în primul rând, a familiei ALDE și respectiv și a organizațiilor de tineret LIMEC.
Mulțumesc foarte mult. O agendă ambițioasă a tinerilor, care se asortează foarte bine cu dorința noastră de a deveni pe deplin integrați în familia liberală și în comunitatea europeană. Aș vrea să menționez că cam peste tot unde ne-am văzut și ne-am văzut cu foarte mulți europarlamentari din mai multe grupuri și în același timp cu accent special pe ALDE Renew, am auzit faptul că din partea Republicii Moldova se așteaptă lucruri mai determinate, inclusiv la implementarea angajamentelor pe care le avem până la începerea negocierilor. Și acest lucru înseamnă că Republica Moldova are o problemă de deficit a resurselor umane, are o problemă legată de stabilitate a instituțiilor. Și fără îndoială că schimbarea guvernului a produs o anumită instabilitate. Am discutat aceste subiecte inclusiv cu Serviciul de Acțiune Externă, ce este de fapt un fel de Ministerul Afacerilor Externe al Uniunii Europene, și o să rog pe domnul Igor Clipi, secretarul general al partidului, să redea în câteva fraze conținutul discuțiilor noastre. Mulțumesc mult, domnul președinte. Referitor la reuniunea care am avut-o cu reprezentanții Serviciului European Extern sau Extern European, vă pot spune trei lucruri importante în opinia noastră. În primul rând, există o așteptare enormă ca forțele democratice și pro-europene Republica Moldova să primească un contur și un elan nou. Există această preocupare ca procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană să se producă într-un context de democrație, de transparență și de conlucrare pe segmentul democratic al societății noastre. În acest sens, am fost cumva încurajați ca să dezvoltăm o relație mai strânsă cu partidele de aceeași orientare din regiune, în special mă refer la România, Țările Baltice, dar și Polonia. Și ultimul lucru care cred că trebuie menționat este că există totuși o mică îngrijorare ca procesele politice din Republica Moldova să nu fie deturnate spre o tendință mai autoritară. Totodată există speranța și un credit foarte mare de încredere față de Republica Moldova, însă el este orientat către Republica Moldova, nu către un partid politic concret. Este adresat populației din Republica Moldova, este adresat nouă, celor care încercăm să menținem corabia Republica Moldova pe un curs pro-european cert, sigur și de neclintit. Cam asta ar fi de spus. Mulțumesc. Mulțumesc. Pe lângă dimensiunea instituțională, care ține de conectarea profundă și politică a partidului CUB la familia ALDE, există și o altă dimensiune, cea a dialogului politic, și sunt bucuros să vă anunț că am participat la una dintre dezbaterile organizate de Ulrike Miller și de Petras Auštrevičius, chiar în Parlamentul European. Și această dezbatere a fost dedicată războiului din Ucraina și răspunsului liberal la provocările cu care se confruntă în acest moment Europa și regiunea Europa de Est. Pentru că agresiunea rusă a schimbat fundamental conturile de securitate ale continentului, a schimbat și a pus o povară suplimentară și de ordin financiar și de ordin a instituțiilor care trebuie să fie create pentru a răspunde acestor provocări seculare. Și în același timp, toate statele care în acest moment au primit undă verde pentru a începe în scurt timp negocierile de aderare, sigur că trebuie să învețe rapid cum să fie mai solidari între ele. Mesajul nostru al CUB-ului în adresa organizatorilor acestei conferințe, pe care l-am formulat la invitația doamnei Ulrike Miller, a fost că lecțiile sunt să ne facem temele de acasă, inclusiv pe domeniul de securitate și apărare, să producem, să generăm solidaritate nu doar la nivel discursiv, dar la nivelul acțiunilor concrete în favoarea statului care se apără. În acest motiv, sigur că am vorbit în acest
în acest format cu domnul Pat Cox, fost președinte al Parlamentului European. Am ascultat mesajele transmise de către Olga Stefanișina, este viceprim-ministru pentru integrare, cu Kira Rudic, colega noastră din familia ALDE, și cu Vadim Halaiciuc, secretar pe cooperare internațională din partea Partidului Sluga Naroda. Alături de colegii noștri din ALDE Renew, și aș menționa de asemenea numele domnului Vlad Botoș, Karen Melchior, Urma Spaiet, fost ministru de externe și în acest moment parlamentar european, am avut o prezentare clară a principalelor priorități pe care trebuie să le urmeze Uniunea Europeană în raport cu Ucraina, și acest lucru ține de, în primul rând, de continuarea sprijinului strategic Ucrainei. În acest moment, Uniunea Europeană achită aproximativ 5 miliarde de euro lunar pentru ca statul ucrainean să reziste și să fie capabil să respingă agresiunea militară rusească. Dar dincolo de asta, este vorba de a cheltui bani pentru ca să întărim securitatea cetățenilor europeni și a celor cu aspirații europene. Perspectiva de aderare este o ancoră importantă și pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova. Scopul este de a accelera o schimbare generațională și de valori în Ucraina, în Georgia și în Republica Moldova, pentru ca să fim capabili să ne integrăm în Uniunea Europeană cu toate actele în regulă. De asemenea, s-a vorbit despre faptul că Uniunea Europeană și susținătorii Ucrainei în Parlamentul European practic încurajează furnizare de avioane de vânătoare și rachete de rază medie de acțiune pentru ca statul ucrainean să se apere mai bine și creșterea capacităților de apărare și securitate și pentru Republica Moldova. Nu în ultimul rând, aș menționa că în această vizită scurtă, dar folositoare și productivă, ne-am întâlnit cu Global Security Hub, cu oamenii din această entitate, cu domnul Julius Martin, directorul regional al Fundației Friedrich Naumann din Bruxelles, care ne va ajuta în lunile următoare să inițiem anumite activități și evenimente de educație publică asupra motivelor pentru care Finlanda și Suedia renunță la statutul de neutralitate și merg spre o dimensiune în care angajamentul pentru securitatea colectivă prevalează. Experții din aceste două țări, și apropo, Parlamentul finlandez a votat deja aderarea Finlandei la Alianța Nord-Atlantică, vor veni pe parcursul anului 2023 pentru ca să întâlnim și acest sentiment de solidaritate cu alte state care au avut prevederi de neutralitate. Trebuie să spun că, în principiu, sintetic, astea sunt marile rezultate pe care le-am obținut. Avem un dever de la Congresul în care va fi organizat la Stockholm din 24-26 mai pentru ca CUB să devină parte din ALDE. Avem un dever de la ELF, Fundația Liberală Europeană. Avem un dever de asemenea să devenim prin organizația de tineri parte componentă din mișcarea tinerilor liberali europeni, LIMEC. Sunt cu adevărat niște indicatori de parcurs care vor bucura pe toți susținătorii noștri. Nu în ultimul rând, aș menționa de faptul că am avut o discuție extraordinară cu asistentul secretarului general al Alianței Nord-Atlantică, domnul Mircea Geană, cu care am discutat posibilitățile de a extinde cooperarea dintre Republica Moldova și Alianță. Noi, la CUB, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, avem un potențial mult peste așteptările altor partide și, evident, considerăm că întărirea relațiilor cu Alianța este în beneficiul cetățenilor. Am discutat despre Enhanced Opportunity Partner, un statut special care nu vine în contradicție cu prevederile actuale ale Constituției și, în același timp, crește substanțial capacitățile noastre de a ne proteja frontierele, spațiul aerian și, în același timp, să creștem capabilitățile de apărare. Cam asta este pe scurt ceea ce am dorit să menționăm. Revenind la agenda noastră internă, observ anumite progrese interesante pe domeniul
legislativ și aș dori să spun două cuvinte despre această inițiativă de a schimba modificarea limbii oficial vorbită în Republica Moldova. Probabil că vom dedica acestui subiect și un eveniment special susținut de persoanele din mediul universitar, dar cred că, din punctul nostru de vedere, această schimbare tehnică, așa cum a fost anunțată în Parlament, nu este cea mai potrivită. Schimbarea denumirii limbii oficiale, limba română, cred că este deja un fapt împlinit prin interpretarea care a fost dată în anul 2013 de către Curtea Constituțională, respectiv, dacă ne citim cu atenție ce a scris Curtea Constituțională la acea dată, din 2013, atunci trebuie să înțelegem că executarea interpretării sale era o chestie care nu obligatoriu privea Parlamentul Republicii Moldova. Curtea Constituțională, prin atribuțiile pe care le are, pur și simplu trebuia să dispună ca textul care ține de declarație de independență, după cum bine știți, prevalează asupra textului constituțional și acest lucru însemna că putea să dispună liber Agenției Resurse Informaționale Juridice să stabilească exact care este procedura de a insera, de a insera toate datele necesare în legislația secundară. Pe când procedura propriu-zisă de a evita quorumul necesar pentru schimbarea Constituției, cred că nu este cea mai bună opțiune pentru actualul Parlament. Dar asta fiind spuse, CUB, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, salută clasa politică de Republica Moldova că am ajuns să depășim această etapă în care mai existau dubii în anumite cartiere sau unghiere asupra numelui corect al limbii pe care o vorbim, limba română. Suntem la dispoziția dumneavoastră, dacă doriți să ne întrebați, să vă răspundem și să vă aducem clarități, sunt la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu aveți întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă salutăm și cu alte ocazii. Succese și sănătate. Numai bine!